parcurgem Cartea Faptele Apostolilor ca să aflăm cu ce preț a perpetuat creștinismul până în zilele noastre. Primele decenii au fost decisive, dar Dumnezeu a folosit apostolii, dar și alți oameni ridicați apoi de același calibru, care prin credincioșie și abnegație, prin curăție și îndrăzneală, au ținut sus cuvântul vieții. Unul din aceștia a fost Pavel, care se declarase gata să moară pentru Evanghelie și pentru Hristos. Și fusese aproape de asta, atât în călătoriile misionare întreprinse, cât și, iată, în Ierusalim, unde soldații romani abia au putut să-l scoată viu dintr-o mulțime de iudei înverșunați și violenți, sub pretextul judecății bătrânilor poporului. În dimineața următoare, deci, Pavel a trebuit să compară înaintea Sinedriului, unde a fost clar de la bun început că nu va avea parte de o audiere corectă. Când a încercat să vorbească, a fost lovit peste față. Disputa a escaladat rapid în agitație violentă și, ca să prevină răzmerița, capitanul îl salvează încă o dată pe Pavel, de asta dată de furia liderilor religioși. Ofițerul se întreba tot mai serios, de ce oare îl urăsc așa de tare? În noaptea aceea, Domnul însuși l-a vizitat pe Pavel în celulă ca să-l încurajeze. Citim versetul 11 din Faptele 23. Îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Pavel află apoi de un complot care viza să-l ucidă și îl aduce la cunoștința capitanului, care îl izbăvește din nou pe Pavel de la o moarte iminentă. Mai mult, îl trimite, bine păzit, la Cezarea ca să compară și acolo, de astă dată înaintea guvernatorului roman Felix, cum ceruse de altfel Pavel. Apoi urmează 2 ani de tăcere pentru Pavel, reținut într-o temniță romană. Într-un târziu va fi chemat să depună mărturie înaintea lui Felix, care își dă repede seama că Pavel nu era vinovat de acuzațiile aduse. Sigur, ar fi fost normal să le elibereze, dar fiind un politician, încerca să-și dea seama care era cea mai isteață și profitabilă mișcare și a tot amânat decizia până când a fost schimbat din funcție. Festus vine în locul său, iar Pavel își dă repede seama că nici cu Festus nu va avea parte de un proces corect. Așa încât își exercită dreptul de cetățean roman și solicită să fie judecat de instanța supremă, Cezarul, împăratul roman în exercițiu, care la vremea aceea era Nero. Să se întoarcă la Ierusalim ar fi însemnat moarte sigură pentru el. Și apoi, să nu uităm că în urmă cu 2 ani Domnul însuși îi promisese că va ajunge la Roma. Și îi mai spusese că va sta înaintea împăraților și atrăgătorilor. Festus era într-o poziție deloc comodă. Știa că îl putea elibera pe Pavel, dar a solicitat în plus și opinia împăratului local, Agripa. Acesta se pare că știa despre Pavel și era dornic să-l cunoască și să-i audă pledoaria de apărare. Așa că guvernatorul, Festus și împăratul, Irod Agripa, au organizat o întâlnire cu apostolul, fără să-și dea seama că, de fapt, nu erau decât niște rotițe prin care se împlinea o prorocie. Vom constata încă o dată precizia cu care se împlinesc planurile divine data viitoare.